Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj a luat naștere în anul 1929, atunci când profesorul Romulus Vuia realiza planul tematic al parcului. Totul a pornit însă de la necesitatea de a se realiza un muzeu etnografic complex în care expunerea pavilionară și cea în aer liber să se completeze reciproc. Muzeul era conceput ca și o unitate economică în care gospodăriile urmau să fie locuite efectiv de către familii reprezentative pentru zonele de proveniență. În perioada 1929-1940 au fost transferate în parcul etnografic următoarele construcții: Casa din Vidra în anul 1929, o stână din Poiana Sibiului împreună cu ciobanul și 75 de oi în 1930, Troița din Lupșa în anul 1931, Gospodăria din Telciu în anul 1932 și Șura Maghiară din Stana în anul 1936. În paralel au fost întreprinse formațiunile în vederea transferării următoarelor obiective: Casa Olarului Moise Terme din Leheceni, județul Bihor, Gospodăria numărul 397 din Poiana Sibiului, Gospodăriile din Arieșeni, Munții Apuseni, Peștera din zona Bran, Biserica de Lemn din Fildul de Sus în anul 1727, donată în anul 1924 de către comunitatea sătească, și cea din Negrilești. În urma dictatului de la Viena, la 30 august 1940, Muzeul Etnografic și Parcul Național se refugiază la Sibiu, unde funcționează până în anul 1945, când, din luna iulie aceluiași an, personalul și patrimoniul revin la Cluj. Din toate construcțiile existente anterior războiului în Parcul Etnografic, numai Casa de la Vidra a supraviețuit, toate celelalte fiind distruse în perioada războiului. În anul 1956, Teodor Onișor și Valer Butură au restaurat planul tematic al parcului, stabilind 4 sectoare tematice, adoptându-se totodată denumirea de secție în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. În prezent, în Parcul Etnografic al Transilvaniei găsim instalații tehnice și ateliere meșteșugărești, tipuri zonale de gospodării și monumente de arhitectură populară, un sector etnobotanic reprezentat prin construcții agricole de hotar și un sector etnozoologic reprezentat prin construcții pastorale din hotarul satelor. Odată cu această restaurare s-au stabilit criteriile științifice pe baza cărora urmau să fie transferate construcțiile în Parcul Etnografic, precum și zonarea etnografică a Transilvaniei. În Parcul Etnografic Național Romulus Vuia se regăsesc diferite tipuri zonale de construcții și monumente de arhitectură populară. Majoritatea au fost aduse din zone precum Mărișel, Almaș, Galda de Sus, Ceaca, Telciu, Bedeciu, Berbești, Cămârzana, Casim Imper, Jelna, Hodac, Peștera și Sălciua. Gusto.
gospodăria din Mărișel, județul Cluj, de la începutul secolului al XX-lea este o caracteristică a zonei Mocănimii Munților Apuseni. Din această colecție mai face parte și o gospodărie cu curte simplă, caracteristică așezărilor cu case risipite, în care creșterea animalelor și prelucrarea lemnului dețin ponderea principală a ocupațiilor locuitorilor. Tot aici regăsim o casă cu moară, o cameră de locuit, cămară, pitvod la fațadă, piuă și presă de ulei, două grajduri și un coteț pentru porci. O altă atracție a Muzeului Clujan este o gospodărie din Almaș, județul Arad, caracteristică zonei etnografice a țării Zarandului. Casa este datată în anul 1882 și este formată dintr-o tindă, două camere de locuit și pitvod la fațadă. Gospodăria din Galda de Sus, județul Alba, de la finalul secolului al XVIII-lea, este o caracteristică a zonei geografice Podgoria Albă și este o gospodărie cu curte simplă, caracteristică așezărilor răsfirate, formată dintr-o casă cu două camere de locuit, două cămări și un privod pe trei laturi. Gospodăria din Geaca, județul Cluj, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, este o caracteristică a zonei geografice Câmpia Transilvaniei și este o gospodărie cu curte simplă, casă cu tindă, camere de locuit și pitvod pe două laturi. Tot aici turiștii vor regăsi un cuptor de pâine în tindă, o șură de îmblătit, construcție caracteristică zonelor agricole, utilizată pentru îmblătitul și depozitarea cerealelor. În apropiere găsim și un grajd pentru animale, o cămară pentru produse cerealiere și două cutețe pentru porci, precum și un coștei construit din uiele împletite pentru păstrat porumbul. Gospodăria din Telciu, județul Bistrița Năsăud, este caracteristică zonei etnografice Țara Năsăutului și este reprezentată printr-o gospodărie cu curte simplă, iar casa datează din anul 1841. Casa este formată din tindă, camere de locuit, cămară și pitvod pe două laturi. În apropiere găsim un cuptor de pâine cu vatră, un aranjament complex de țesături de lână, șură cu două grajduri și colnă pentru mijloacele de transport, piuă de ulei, presă cu pene, fânar, două cotețe de porci, o poartă înaltă și gardă din șipci de brad, precum și o fântână cu roată. Gospodăria din Bedeciu, județul Cluj, de la începutul secolului al XIX-lea, este caracteristică zonei Călata și vine dintr-un centru de turcherit. Aceasta este formată dintr-o gospodărie cu curte simplă, casă cu camere de locuit, tindă și pitvod la fațadă, un cuptor de pâine, șură cu grajd, cămară, colnă, două cotețe, coteț de găini, poartă scundă și un gard din uiele de brad împletite vertical. Gospodăria din Berbeș, județul Maramureș, este o caracteristică a zonei Maramureș. Această zonă este reprezentată printr-o gospodărie cu curte dublă, iar casa datează din anul 1795. Casa este formată dintr-o tindă, camere de locuit, cămară, pitvod la fațadă și pisacă, pereți de lemn netencuit în interior. Aici mai găsim o cămară în curtea casei, o fântână cu roată în curtea casei, o poartă înaltă sculptată, gard de noiele, colnă pentru mijloacele de transport, o șură cu două grajduri datată în anul 1895, un fânar cu acoperiș fix, un coteț de porci, o fântână cu cumpănă datată în anul 1936, o poartă înaltă și un coștei de porumb. Gospodăria din Cărmâzana, satul Mareul, zona Oașului, este reprezentată printr-o casă datată în anul 1725. Aici găsim o gospodărie cu curte simplă, o cameră de locuit, tindă și cămară, colnă, șură, grajd, un coteț de porci și un coștei pentru porumb. Gospodăria din Casinimper, județul Harghita, este caracteristică zonei etnografice secuime. Aici găsim o gospodărie cu curte simplă, iar casa este datată în anul 1678. Aceasta conține trei încăperi, camera bătrânilor, camera tinerilor și colțul fetei. Casa este formată dintr-un cuptor cu vatră liberă cu cujbă, mobilier pictat, șură cu grajd și fânar, bucătărie de vară, fântână cu cumpănă, poartă înaltă cu porumbar și un gard de scândură. Gospodăria sătească din Jelna, județul Bistrița Năsăud, este o gospodărie cu curte caracteristică zonelor colonizate de sași. Casa este datată în anul 1789 și este formată din tindă, camere de locuit, cămară și pitvod pe două laturi, șură cu grajd, plevar și colnă datată în anul 1913. Aici mai găsim două cotețe de porci, fântână cu cumpănă datată în anul 1943.
Parcul etnografic Romulus Vuia din Cluj este deschis în prezent vizitatorilor de 6 ori pe săptămână, de marți până duminică, între orele 9 și 17. Thank you.
Thank you.